Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Liliana Dragnea. Opa, cred că e stand-up. Când a apărut doamna îmbrăcată indian, am avut primul moment de aoleo la Ai Umor. Pentru că până acum au fost oameni care cât de cât au făcut ceea ce știam sau nu știu, arăta a ceva ce știam. Fiți atenți! Chakra 1 a fost pusă în chakra 2, chakra 3 i-a pus fost, iată chakra 4 a fost, fost pusă în cealaltă loc cu chakra 5. Kundalini, ei! Un arghilian lipsește. Ia uite, a început show, Dane! A venit cu tremurul la mare. Știi ce mi s-a părut foarte interesant? Pentru că avea în dansul ăsta ceea ce n-am văzut în viața mea la un dans oriental. Așa? Privirile astea. Eu n-am văzut niciodată la o femeie care să danseze cu din buric, să dea din talanți și din sutien să mai fac... Din când în când părea că are un atac cerebral. Eu de asta nici nu știam dacă să mă bucur să fiu, bă, e ok, doamna? Singurul lucru care a putea să o facă să zic. Exact, mă! Doar dansul n-a dat. Băi, man, deci eu nu vine să cred că tu acum pare că ești deci cel mai... Deci, zici că-s frații tăi, sunt neamurile tale, toată lumea de la Ai Umor. Nu înțeleg de ce tu acum... E prietenul concurenței. Bine, tu ești prietenul concurenței, înțeleg, dar... Câteodată simt așa de parcă am făcut ceva greșit. Cine ești tu, Costele, de nu înțelegi umorul? Nu am înțeles de ce și-a ales o ținută hindi. Vii și dansezi pe o piesă orientală, 100%. Habibi, come to Dubai! Nu avea nicio legătură cu felul în care era... Nici dansul nu avea nicio legătură. E bine că n-a ales o piesă country. Ha? Mai e? Stai că mai avem. Ce credeți? Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.